În perioada 2-4 octombrie va avea loc întâlnirea anuală a tuturor membrilor și susținătorilor Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Întâlnirea de anul acesta se va desfășura în orașul Raunstein și îl va avea ca invitat pe înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Este o întâlnire care va avea ca temă importanța ascezei, temă care va fi dezbătută anul acesta, prezentată de către înalt preasfințitul Părinte Serafim, mitropolitul nostru. Pentru anul viitor o să încercăm să organizăm și un pelerinaj undeva în România cu participarea tinerilor la mănăstiri în România, special pentru că toate vizitele acestea la mănăstiri și la locuri cu o încărcătură spirituală deosebită sunt prilejuri de încărcare spirituală, de primire de putere pentru tineri și nu numai pentru ei, ca să trăiască în continuare creștinește. Pe lângă conferințe, programul întâlnirii va cuprinde grupuri de dezbatere, momente de rugăciune, precum și numeroase activități recreative.